Hai, mă, cu TikTok, că se mai poate doar. Let's go, pe ăsta vreau să-l fac. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Bă, probabil știți că erați vonul ăla, că se desfințează TikTok-ul, că gata, gata cu ăștia de pe TikTok care așa, și am zis, bă, dacă tot o să se desfințeze, hai să fac un clip foarte tâmpit, în care o să încerc să recrez orice videoclip îmi apare pe For You Page. Am și eu TikTok, dar nu urmăresc pe nimeni, voi puteți să mă urmăriți, pentru că am postat un videoclip și am făcut 1 milion de vizualizări într-o zi. TikTok gen, știi? Bă, sunt atât de bucuros că mi-am amintit, că nu v-am mai zis de mult, bă, dacă n-ați activat clopoțelul, nu o faceți așa, bum, faceți așa cu toate notificările, bă, că m-a rupt YouTube-ul, bă. Bă, gen ăsta-s eu și ăsta YouTube-ul, bum, mi-a dat mare pum, bă, m-a spart, nu mai trimite, gata, s-au dus toate vizualizările jos, bă, cât de YouTube, bă. Și pentru cei interesați, de ieri m-am reapucat de live-uri pe canalul secundar, facem 100.000 de abonați acolo cu Minecraft, îl aveți în descriere, acum hai să trecem la episod, dar am vrut să zic, am vrut. Let's go, primul video. Ok. Liniște. Ok. Ok. Tac, tac, tac. Ok. Așa pățesc eu. Sincer. Sincer, ia. Dacă aveți frați, știți cum e. Ia uite-l. Ha? A? Și pleacă mânta? Și când pleacă mânta? Ia uite-l! Bravo! Bun, bun! Am nevoie de un tip îmbrăcat în roșu, un tip îmbrăcat în maiou și un controller. Să vedeți ce a ieșit! Sigur o să fac TikTok-urile astea și după o să le și postez pe TikTok, așa că puteți să mă urmăriți, mă rog, le vedeți acolo cum se editate. Bă, mulți români cred că au văzut TikTok-urile astea și o să zică că le-am copiat și voi să fiți uniți, bă, să fiți șacali cu mine, să ziceți: "Bă, prostule, nu le-a copiat, bă, că a făcut un episod în care a zis că le prostule dezinstalează TikTok-ul." Hai și cu al treilea. Cum își ridică băieții pantalonii? Sincer, da. Cum își ridică fetele, bă? Sincer. Cum își aranjează un băiat tricou așa, știi că nu-i stă pe umeri aici, cum își aranjează o fată? O să avem nevoie de pantalon roșii și un maiou alb. Hai să vedem ce... Următorul TikTok. Dad, I wanna get married. Ok. Say sorry. Tată, vreau să mă mori, spune scuze. Say sorry. Înțelegeți voi. First you have to say sorry. But what did I do? Sincer. Say sorry first. At least tell me the reason. Sincer. First say sorry. Okay, dad, I'm sorry. Now you're ready for marriage. You Haide! Bun! Prima regulă în orice relație: dacă e vina ta, cere scuze. Dacă e vina ei, cere scuze. Sincer. O să avem nevoie de un tip cu hanorac care vrea să se însoare, un tip cu ochelari care îi taicăsul. Aul! Tată, vreau să mă însor. Prima dată trebuie să-și cer scuze. Pentru ce? Cere scuze. Pentru ce? Că nu înțeleg. Prima dată trebuie să-și cer scuze. Dar ce am făcut? Cere scuze prima oară. Măcar spune motivul. Prima dată spune scuze. Bine, tată, îmi cer scuze. Bravo, oficial ești gata să te însori. Învățați să-ți ceri scuze fără să-ți mă. Următorul TikTok. Tocmai am realizat că prietena mea vede băieți mai hot decât mine pe TikTok. Ha, bă, dar ce-o, bă, dar ce-o fo... Bă, 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 dar nu mai fi simpli, bă. Bă, ce-i, bă, cu simpul ăsta, bă? Normal că dacă stai așa, știi, și zici că nu, bă, alții-s mai frumoși decât... Bă, nu trebuie să zici asta, bă, tu ești cel mai frumos, gen... Pac, te-ai întors așa pe poartă și... Opa, op, 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 gen, ce bine arăt, chiar sunt frumoși, de asta trebuie să zici. Pe ăsta nu prea vreau să refac, o să-l refac, dar nu o să-l postez pe TikTok. Avem nevoie de un tip prostut și demoralizat, tovarășul lui cu care e mereu. Deja nici nu mai are farming să fac asta. Ah,
poate doar. Spioanele. Alex, Bă, țineți minte de la mine, românul știe să se adapteze la orice situație. Și asta e o adaptare la situație, bă. Bă, e un lucru mare, bă. E un intro de la desene animate de acum 15 ani, să-l transform în dum 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 dugu dugu dum dum dugu dum 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 dugu dugu dugu. Let's go, pe ăsta vreau să-l fac. Avem nevoie de o șapcă, un lanț bombărău de tot, niște căști și valoare. Sunt entuziasmat să o facem. Spioarele. Ram pam pam daka daka dum pam daka ram tam tam dekarakaram tam Alex tam 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 daka daka daim tam dukurum tum tum duku duku dum tum Sep tam 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 daka raka dum tam tikarum tum tam tikarikarum tam Clover rapapapa tam 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 daka raka dum pam daka ram tam tam duku 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 dum. Hai cum cu unul, că am energie acum, mi-a dat băiatul ăsta dum 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 dugu dugu dum. Mi-a dat energie, mă, mă rog de tot 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 tot. Orice băiat când găsește lumină bună, cred că știu ce o se întâmple pentru că fac la fel. Tac, dar simt. Simt, simt. Op, da, eram sigur, bere, ce să, băi, bere, bă. Bă, n-ai cum, bă, deci dacă faci ceva și, mă rog, îți venise, bă, n-ai cum să nu faci, bă, n-ai cum odată. Deci eu nu există video în care să nu fac odată, e imposibil. Bă, e imposibil, bă, să nu, bă, odată, bă, știi, să, bă, uuu, din greșeală, ce, opa, oleu, știi? Acum sunt și mai entuziasmat, să o facem. I got you. Următorul TikTok, let's go! Mm. Ok, da. Ok. Good? Ce iată? Ce iată? Trebuie să afară din casă pentru ăsta. Bă, cred că astea au fost, zic eu că au fost destule. Să-mi lăsați în comentarii care mi-a ieșit cel mai bine. Dacă mi-a ieșit vreunul, care a fost cel mai aproape. Nu știu, care v-a plăcut cel mai mult. Bineînțeles, dacă vă că apreciați chestia asta, mai facem un episod. Deși e complicat uneori, știi? Adică necesită timp, dar îmi place. Mai facem o dată dacă vreți. Aveți TikTok-ul meu în descriere, neapărat Instagram-ul, să facem 200.000 și acolo. Și aveți și canalul meu de gaming tot acolo în descriere. Episoade noi în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2. N-am schimbat ora asta, postez de foarte mult timp așa. Dacă nu vă activați clopoțelul măcar, puneți-vă alarmă, știți, să știți când postez. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!